Hei, salutare, abonații mei, știu că vă era dor de mine și iată-ne că am venit din nou la o serie frumoasă de pescuit. Doar că astăzi nu voi pescui simplu, o să pescuesc doar la o lansetă, dar în același timp voi băga o cameră GoPro să vedem ce pești sunt aici la gârla noastră fermecată. Am văzut activitate și activitate foarte mare exact acolo, nu știu dacă puteți vedea. Nu am luat cealaltă cameră, filmez cu telefonul, deoarece nu am vrut să o scap în apă până îmi pregătesc un ham pe care o să-l folosesc și am să țin camera exact aici. Deci camera va fi exact aici. Știu că veți spune, păi de ce nu ți-ai GoPro-ul? Nu are bateria destul de mare și nu este profesional să pot da un zoom ceva cu el. Haideți că întorc camera să vă arăt ce mi-am pregătit. Ia uitați, fraților, barca mea, deci chiar e acolo și aici este un motel puțin, dar acolo se vede că e pește mare. Caras, ok, haideți să vă arăt ce am eu aici. Deci am GoPro-ul, viermuș, am râme, un cleștișor, mi-am luat și autanul în caz de ies țânțarii, mi-am luat forfacul de dat la suprafață, o lansetă mică, o sticlă de apă, doi araci curățați pe margine, să-i pot agăța aici în apă, gen să o ancorez, și o țeavă. Această țeavă o voi înfinge în apă, iar de ea voi lega acest GoPro. Îl vedeți? Și vedem în același moment ce pești sunt în apă. Am venit mai mult doar să bag camera în apă, să văd ce pești sunt și să o las, deoarece nu ține foarte mult, cred că vreo 20-30 de minute. O să o las într-un loc, iar eu voi încerca, văzând țeava că e la suprafață, o să încerc să dau la pește chiar în dreptul camerei GoPro, astfel încât să se și vadă peștii când vin să ia momeala. Abia aștept. Ce poate fi mai relaxant decât mersul cu barca pe un lac liniștit? Deci dacă observați voi ce de pește e aici, se vede puțin mai încolo, vedeți? Oricum o să se sperie de mine, dar o să merg încet, o să pregătesc lanseta, ca atunci când dau drumul la filmare să o am pregătită și o să vreau să dau cam de aici, să vedem dacă merge, acolo e bancul de pești în permanență și acolo deja sar peștii, iar eu am pregătit ceva special pentru ei. Ok, am aruncat așa de probă aici, am fixat barca cu acești doi araci, i-am fixat așa și aici, vedeți, pac pac, și stau pe un băz de ăsta, l-am îmbrăcat în combinație de asta, să nu cumva să se zgârie, și ia să vedem dacă vedem pluta, uitați-o acolo, vedeți? Hai să vedem dacă se și... A, așa. I-am dat zoom, filmez cu telefonul S9 Edge Plus. Mai îmi tremură mie mâna, n-am luat gimbalul. Am așteptat să apună soarele și ce credeți? Tocmai a apus și mă duc acum și plantez camera, după care o să mă dau înapoi să vină peștele, deoarece pe acolo umblă peștele. Pe partea aia și pe partea asta, până în partea asta altă. Eu când dădeam coane, dădeam exact de unde e locul ăsta de aici. Dar pe acolo e brădiș mult, așa că cel mai bine dau din partea asta. Am un plan pentru locul ăsta. O să fac aici o punte de vreo 2 metri pe 1 metru să pot da la pește cu lanseta de aici sau cu undița. Aici nu e foarte adâncă, o să înfig niște pari în apă și voi face un cadru, iar pe acel cadru voi pune scândură groasă. Deci va fi locul accesat doar cu barca, de către mine și de către Oane. Să putem da amândoi și o să venim să-l zăpăcim, să stăm pe scaun și cu umbrela. O să vedeți în vlogurile următoare. Să mergem să plantăm asta, GoPro-ul, să vedem ce e sub apă, ce trece pe acolo. Ok, am plantat țeava de plastic și am pus GoPro-ul, l-am legat de țeavă. O să-i dau drumul ca să mă țină cât mai mult în momentul în care voi pleca de aici. Și o să mă duc undeva acolo să dau la pește aici, deoarece acum s-a speriat peștele și era o grămadă de valuri aici. Fraților, acolo, nu știu dacă se vede, e o țeavă și acolo am pus, uitați-o chiar aici, pe mijloc, și aici am pus camera GoPro, i-am dat drumul să filmeze, să vedem ce pești trec pe acolo. Să știți că o să mai pun camera în diverse locuri. Vreau să o pun odată aici, pentru că aici am luat un pește frumos, în partea aialaltă, în partea aialaltă. O să pun camera în apă și să vedem, să mai iau încă o baterie, deoarece nu prea ține. Ok, eu voi da la pește de aici. Vâslele o să-mi țină loc de măsuță pentru lansetă. Am ancorat bărcuța. Ia uitați, pește frumos chiar aici. În fine, și în partea asta și în partea asta, eu stau frumos, bine mersi aici. Haideți că o să arunc să dau și eu la pește. O să încerc să dau chiar în fața GoPro-ului să vedem dacă se prinde ceva. A venit și prietenul meu, Oane. El a luat
Hai că mi se pare că îmi trage și mie. De fapt, mișcă. Am dat cu ea aici, nu e zoomul foarte bun la acest telefon. Acum s-a și întunecat. Mișcă ceva aici. Oane deja a luat unul frumos, un caras frumos. V-am spus ce am de gând aici. Camera e acolo. O să fac proiectul acela cu patul de lemn, să dau la pește. De aici. Fraților, a început să bată vântul și bate vântul destul de tare. Mamă, abia se mai vede plutaia, să vede ce... Nu pot să-mi dau seama, pentru că e foarte... Nu-mi dau seama dacă, vedeți, dacă trage sau o bate vântul. Cred că mai mult o bate vântul. Să vedem. A început vântul, au spus ăștia că seara va începe să plouă. Să vedem. Eu nu am venit neapărat să prind la pește, ci am venit să... Ia să vedem. Oane? E? Ia să te văd, ia. Oane a prins și la mine mișcă. Ia ridică-l, mă, ia. E frumos. Ăla e. Băi, dar mi-a stricat vântul ăsta toată combinația. Vedeți cum face pluta? Pentru că e înaltă. Dar e ok, are 8 grame, nu e chiar așa. Ia să vedem, prietenul meu, dacă a prins ceva. A mai prins vreo 2. Zice că i-a scăpat. Eu oricum vreau să dau în direcția asta lângă cameră, ca să văd dacă e ceva. A, nu i-a scăpat. Ce e ăla, mă, ia zi? Bravo. Oh. Este. Nu, să prind ceva nu am nicio șansă. Deci am mișcat de câteva ori. Pe unul l-am scăpat chiar lângă barcă. Priviți cum face pluta. Deci, sub nicio formă n-am cum să prind că îmi bate vântul. Nu neapărat cu pluta asta, pe care o vedeți acum, dar cu nicio plută nu ai cum. Ia uitați. O culcă, ba, și când trag nu e, nu ai cum să dai când bate vântul. Și lângă ea, vedeți aici, lângă ea, imediat, e camera, GoPro-ul. Nu știu câtă baterie mai are, exact aici e GoPro-ul și aici e pluta. Nu știu câtă baterie mare, deci eu nu am venit acum la pește, am venit să pun GoPro-ul și să vedeți că am dat la pește chiar lângă GoPro, ca să vedem dacă mișcă ceva și dacă vine ceva, dacă se văd acele gen. Aici o problemă, zilele următoare rupem normele. Oricum vine mare ploaie, să știți, pentru că s-a anunțat la televizor și deja începe și bate vântul exact de acolo. S-a anunțat cod nașpa. Așa că... Ceva? Roșioară? Bravo! Când dau la pește cu Oane de acolo, prin numai roșioare, caraș și culmea că de acolo nu pot da aici, unde am nevoie și unde se mișcă peștele. Dar e apa foarte mică, care maxim 15 cm, vă dați seama, e foarte mică. Mâine seara o să vin și... Ia uitați cum face pluta, fraților! Mâine seara o să vin... Să fac un ponton aici cu, sau cum îi spune, un mini port unde, de unde pot da cu Oane la pește lejer. Să stăm și cu scaunelul. Ia uitați, doamnelor și domnilor, am lăsat barca la șosea pe mașină și ia uitați ce a prins Oane. Mamă, a dat ăla cu apă. Ce, ești un motel? Uite, ăștia sunt frumoși. După ce facem puntea aia să dăm la pește de pe ea, numai dă ăștia prinde, mă. Adevărat. Frumos și foc. Uite, ăștia plac și mie. Tărășei. Asta e mai măricel. Mama, știi ce caras mare am prins data trecută? Și tu la fel. Atunci când am prins eu, n-ai prins tu, după aia ai prins tu și n-am prins eu. Haideți că o să vă arăt imediat ce am filmat și pe cameră și ne vedem mâine într-un vlog nou.